Cea mai importantă expoziție a anului a fost deschisă la Muzeul din Deva, intitulată Obiecte de tezaur din colecția Muzeului Civilizației Dacice și Romane. Expoziția reunește 385 de piese din aur și argint, datate începând cu perioada epocii bronzului și până în Evul Mediu. Pregătirea expoziției a durat aproape 4 luni. Cercetătorul științific Puiu Ferenț s-a ocupat alături de alți colegi de acest eveniment. Din punct de vedere istoric și documentar, cred că cele mai valoroase obiecte le avem în această vitrină. Este vorba de cele 7 plăcuțe de aur descoperite la Germisara. Putem menționa faptul că în întregul imperiu au fost descoperite 15 astfel de plăcuțe. Noi avem 7 și muzeul din Alba are o altă plăcuță descoperită de asemenea la Germisara. De asemenea, aș putea să menționez cele 2 garnituri de costum, aparținând a 2 preotese dace, descoperite la Sărăcsău în anul 1950. Expoziția poate fi vizitată de marți până duminică, între orele 9-17.